Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Nehemia, lecția noastră din Nehemia, istoria Vechiului Testament. Învățăm aceste evenimente după întoarcerea poporului evreu din captivitate, din Babilon. Și am învățat deja două lecții din Nehemia. Data trecută am avut această ilustrație cu toate porțile cetății Ierusalim și implicațiile sau aplicațiile spirituale care pot fi făcute pentru noi astăzi. Haideți să ne amintim câteva lucruri din această carte și apoi vom merge mai departe în capitolul 4, 5 și 6. Vom învăța astăzi despre opoziția în lucrarea Domnului. Dar mai întâi aș vrea să vă pun câteva întrebări. Am învățat despre starea aceasta a zidului Ierusalimului, de erau dărâmate, porțile erau arse și am văzut că a fost o mare problemă pentru Nehemia lucrul acesta. Întrebarea este ce reprezenta în vremea aceea pentru poporul lui Dumnezeu, ce importanță și ce reprezenta acest zid al cetății Ierusalimului și în general starea cetății Ierusalimului, ce reprezenta pentru ei. De ce era așa de important? Corosea de noastră se chinuie lui Dumnezeu. Da. Dar am spus ceva mai mult. Ce reprezenta pentru ei bunăstarea Ierusalimului? Ce arăta asta? Starea lor spirituală. Deci în vremea aceea, da? Ierusalimul era cetatea Domnului, cetatea păcii, așa se numea. Da, dacă avem nevoie Nadia de lecție, sper că a găsit. Să ajutați. Sau altcineva, dacă mai are nevoie. Poporul Domnului, cetatea Domnului și starea Ierusalimului reflecta sau simboliza relația lor spirituală cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când ei erau bine cu Dumnezeu, Ierusalimul înflorea și era protejat de Dumnezeu. Și niciun dușman nu putea să se atingă de ei. Așa e? Nu era vorba că ei aveau puterea să apere. Deci ce trebuiau ei să facă? Doar să aibă o relație corectă cu Dumnezeu și așa cum trebuie. Când relația lor cu Dumnezeu era bine, Ierusalimul era bine. Sau invers, când Ierusalimul era rău, se datora nu puterii dușmanilor, ci se datora relațiilor greșite cu Dumnezeu. Înțelegeți? Asta era problema. Și nu numai în vremea aceea, și astăzi, este la fel între Dumnezeu și Israel. Ierusalimul începe să fie clădit din nou. Este, evreii sunt acolo. Încă nu au, control total asupra Ierusalimului, încă nu au control deloc asupra muntelui templului, dar lucrurile acestea încet, încet vin la un loc. Și asta arată că încet, încet relația lor cu Dumnezeu începe să înflorească din nou și tot ce scrie în Biblie se va întâmpla. Bun. Hai să vă pun o altă întrebare. Cum a știut Nehemia că Dumnezeu l-a ales pe el ca să facă această lucrare? El era departe din Ierusalim, era paharnicul regiului Artaxerxes, se o ducea bine acolo, era un om, cum se zice, de caracter în popor, totul mergea bine. Cum a știut el că Domnul îl cheamă pe el, l-a ales pe el să se ducă la Ierusalim, să zidească zidurile, să se pună porțile? Fratele lui. Fratele lui a spus cum este Ierusalimul, dar fratele lui nu i-a zis Domnul te cheamă pe tine. Da? Cum a știut el că Domnul l-a ales pe el? A apărut Domnul într-un vis la el? Cum a știut? A avut o povară, amintiți? Când fratele lui i-a spus Ierusalimul este ars, zidul este dărâmat, porțile sunt arse, cu alte cuvinte, relația poporului este în paragină cu Dumnezeu. Ce a făcut Nehemia? A zis, îmi pare rău pentru ei, ce să fac, dar eu n-am ce să fac, sunt aici departe, eu luc bine, eu mi-am făcut treaba mea, eu sunt un om cinstit, uite, Dumnezeu mă binecuvintează aici, să se ocupe altcineva. El a simțit o povară. Când noi vedem astăzi biserici în ruină, și nu mă refer la clădiri de data aceasta, mă refer la frați care nu au pe cineva să le dea învățătură. Când noi vedem sate întregi unde nu se predică cuvântul Domnului, nu există nicio biserică evanghelică care
care să ducă Evanghelia. Când noi vedem vecini pe strada noastră care poate n-au auzit niciodată Evanghelia, poate n-au deschis niciodată o Biblie, ce simțim? Nu-i bine, dar nu, știi cum, eu am treaba mea, eu îmi văd de treaba mea, eu sunt un om cinstit, eu mă duc la biserică. Sau simțim o povară? Așa a știut Nemia că Domnul l-a chemat pe el. A simțit mai întâi această povară, după ce a simțit povară, ce a făcut? S-a rugat și a postit. Pentru ce s-a rugat și a postit? Ca Domnul să facă ceva. Să ridice Ierusalimul din cenușe. Să repare relația cu poporul lui. Și când s-a rugat și a postit, ce a aflat? Domnul l-a trimis pe el. Dar nu doar a aflat din senin. El când s-a rugat și a postit, a pus deja asta înaintea Domnului. Și a zis, Doamne, dacă e ceva care eu pot să fac, Domnul să capă trecere înaintea omului acestuia. Și atunci Domnul i-a dat detaliile și i-a deschis ușile. Și iată cum ajung să cunoști care este chemarea Domnului pentru tine și ce lucrare vrea Domnul să faci. Ai o povară pentru asta? Te doare? Te rogi? Postești? Domnul te pui la dispoziția Domnului și Domnul începe să-ți arate ce are El pentru tine. Așa s-a întâmplat. Când El a ajuns acolo, la Ierusalim, a învățat data trecută, s-a plimbat, noaptea a văzut starea nenorocită a cetății și acum, sigur că El nu putea să facă singur. Domnul l-a ajutat până aici, dar sigur că avea nevoie de popor să-L ajute. Cum a reușit El să îi provoace, să îi stârnească ca să se alăture acestei cauze și să lucreze în condițiile acelea alături de ei la lucrarea Domnului. Cum? Da. Pe de o parte le-a mărturisit cum Dumnezeu a lucrat în viața lui și cum l-a ajutat, cum i-a dat trecere în fața regelui, cum a făcut lucrurile să se miște, să ajungă aici. Da. Și pe de altă parte, ce le-a zis? Înainte de asta, ce le-a zis? Bine. Îmi pare rău că Petreșor nu vă lasă să răspundeți pe dumneavoastră. Nu. Nu prea au fost alții, dar m-aș bucura să cooperăm împreună, să nu fim doar câțiva care să înțelegem lucrurile acestea. Într-adevăr, dacă ne uităm în Nemia, data trecută la capitolul 2, după ce el s-a uitat și a văzut, în versetul 17, atunci le-a zis, vedeți starea nenorocită în care suntem? Haideți să ne ridicăm, să nu mai fim o rușine, să zidim, să ne facem relația cu Dumnezeu. Și apoi le-a istorisit cu mâna cea bună a Dumnezeu, încurajându-i. Și le-a zis, uite, Dumnezeu deja lucrează, nu este de la mine asta, nu este ideea mea. Dumnezeu i-a deschis o ușă, haideți să lucrăm. Ce au zis ei? Să ne sculăm și să zidim. Da? Haideți să ne sculăm și să zidim. Bine, ultima întrebare care vreau să vă pun din recapitulare. Este o întrebare simplă aceasta. Câte porți avea Ierusalimul în vremea aceea? Cine se amintește? 10 porți, da? 10 porți. Am văzut data trecută. Am văzut aplicațiile spirituale care pot fi făcute la viața creștinului. Hai să vă mai pun o întrebare. Am zis că e ultima, da? Mi-a venit-o. O idee, o întrebare derivată din asta. Câte porți are noul Ierusalim? Cum se spune în cartea Apocalipsa altcineva. Hai să vedem. Cine, câte porți are? Spune. 12. De ce 12? Cum? De la fiecare seminție. Foarte bine. Fiecare seminție din Israel. Bine. Haideți să mergem acum în continuare. O să învățăm de la capitolul 4 până la 6, dar o să vă citesc câteva versete la început din capitolul 6 pentru lecția de astăzi. Nemia capitolul 6. O să vă citesc de la versetul 1 până la 4. Când Sambalat și Tobia și Geshem Arabul și ceilalți dușmani ai noștri au auzit că zidisem zidul și n-a mai rămas nicio sfârtură, deși până la acel timp nu pusese mușile la porți, Sambalat și Geshem au trimis la mine zicând, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Dar ei s-au gândit să-mi facă rău. Și eu le-am trimis mesager zicând, am o mare lucrare de făcut și nu pot să cobor. Cât timp aș lăsa-o ca să vin la voi, lucrul ar înceta.
și mi-au trimis în patru rânduri aceeași cerere și eu le-am dat același răspuns. Adică nu vin. Nu vin, pentru că lucrul ar înceta. Titlul pentru lecția de astăzi l-am luat din aceste versete, când Nemia spune, am o mare lucrare de făcut. Este vorba despre lucrarea Domnului. Amin? Mi-aduc aminte cu fiecare dintre dumneavoastră, în diferite perioade din ani sau din viața dumneavoastră, mi-ați spus sau spuneți lucrul acesta, am o mare lucrare de făcut, am descoperit casa, trebuie să fac acoperișul, am o mare lucrare de făcut, trebuie să mergem la secerat, la grâu, trebuie să punem cartofii, trebuie să culegem porumbul, am o mare lucrare de făcut, am luptă cu copilul, da, sau altceva, am o mare lucrare de făcut, Nemia spune, am o mare lucrare de făcut, este lucrarea Domnului, amin? Și aceasta trebuie să fie marea lucrare din viața noastră. Lucrarea Domnului. Și el zice, pentru asta nu mă las, nu fac nicio pauză. Nu mă las distras cu nimic. Am o mare lucrare de făcut. Bine, o să ajungem la capitolul 6, la acest pasaj, dar haideți să începem la capitolul 4 și să vedem că întotdeauna va veni opoziția. Chiar dacă Domnul te încurajează, înțelegi care este chemarea Domnului, mâna Domnului este peste tine, îți deschide câteva uși, îți dă încurajare și biruință, nu va trece mult până când vei întâmpina opoziție. Avem patru feluri, cred că, de opoziție care sunt înșirate aici, în aceste capitole, începând din capitolul 4. Mai întâi, vedeți dumneavoastră, dacă o să mutăm aici, este opoziția prin ridiculizare sau bagiocorire și mânie. Ridiculizare și mânie. Haideți să citim câteva versete. Dacă poate cineva, suntem în capitolul 4, acum să citească primele trei versete. Trebuie să le citim toate trei. Capitolul 4, versetul 1 până la 3. Hai că citesc. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și și-a bătut joc de iudei. Și a vorbit înaintea fraților săi și a ortașilor Samariei și a zis, ce fac acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre îngropate sub mormane de praf și arse în foc? Tobia amănitul era lângă el și a zis, să zidească numai. Dacă numai o vulpe se va urca pe el, le va dărâma zidul lor de piatră. Bagiocură și mânie. Cum au răspuns ei la această opoziție? Prin bagiocură și mânie. Cum au răspuns ei? Dacă poate cineva să citească versetul 4. Răspuns cu rugăciune. Ascultă Dumnezeul nostru, că suntem bagiocoriți. Vedeți, noi venim la Dumnezeu și ne rugăm oricând ne împotmolim cu ceva, sau ne îmbolnăvim, sau avem o problemă în familie. Cum să nu avem curaj să ne rugăm la Dumnezeu când suntem bagiocoriți și amenințați din cauza că facem lucrarea Lui? Din cauza că am răspuns chemării Lui? Răspunsul la bagiocură și opoziția prin dușmanii care se mânie este rugăciunea. Vedeți, rugăciunea nu este doar o superstiție, recitarea unui crez învățat sau unor rugăciuni învățate. Există religii creștine care au carte de rugăciuni, da? Sau rugăciunea Tatăl nostru, o recită ca pe o poezie și cred că este ceva mistic în spatele acestor cuvinte care Dumnezeu trebuie să te ajute, la fel cum își fac semnul crucii când trec pe lângă o clădire. Și cumva Dumnezeu trebuie să te ajute, fiindcă ai făcut semnul crucii, fiindcă ai recitat Tatăl nostru. Rugăciunea nu este ceva care, în mod miraculos, mistic, te ajută acele cuvinte. Rugăciunea este ceva adevărat, care mișcă lucrurile. Dumnezeu lucrează atunci când noi ne rugăm. Trebuie să fie ceva viu, nu trebuie să fie o tradiție, nu trebuie să fie un ritual. Trebuie să fie o discuție sinceră cu Dumnezeu. De multe ori aud chiar și credincioși, baptiști sau alte religii evanghelice care atunci când se roagă își schimbă vocea, nu mai au aceeași voce. De ce? Pentru
pentru că ei se gândesc la oamenii care îi aud. De obicei, vocea de rugăciune este mai blândă, mai domoară, mai tare. De ce să-ți schimbi vocea când te rogi? Nu ești același om? Dumnezeu nu-și cunoaște vocea și când țipi la fratele tău? Da? De multe ori oamenii fac din rugăciune doar un ritual. Și cred că cumva mistic Dumnezeu îi ajută. Rugăciunea nu este o poezie, nu este un ritual, trebuie să fie vie. Trebuie să fie o discuție sinceră și o cerere sinceră la Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm, nu trebuie să ne gândim la oamenii care ne aud, ci trebuie să vorbim cu Dumnezeu. Și ei s-au rugat. Și rugăciunea schimbă lucrurile. Atât în tabăra dușmană, cât și printre frați. Dacă citește cineva, vă rog, versetul 6, ce s-a întâmplat? Așa am zis Zidul și tot Zidul a fost până la jumătate din înălțimea lui, căci poporul lucra cu inimă. Poporul lucra cu inimă. În ciuda batjocurilor, în ciuda amenințărilor dușmanilor, da? Gândiți-vă cum era situația. Acești dușmani erau printre samariteni și popoarele dușmane care erau acolo, ei erau mai vechi. Și acești iudei veniseră acum din Ierusalim, unde Dumnezeul lor i-a trimis să-i pedețească și voi să schimbă regulile aici la noi. Da? Și au început să-i amenințe, au început să-i baciocorească. Dar în ciuda acestor amenințări, rugăciunea le-a dat avânt, le-a dat aripi. Și ei au lucrat cu inimă, spune aici, cu râvnă. Baciocura a fost confruntată cu rugăciune și mânia i s-a răspuns cu vigilență. Au fost atenți. Haideți să citim în versetul 7 și 8, dacă poate să cineva 7 și 8. S-au mâniat foarte tare și au complotat, au lucrat împotriva, să-i facă stricăciuni. Și în versetul 9 spune, dar noi ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte din cauza lor. Rugăciune, dar și vigilență. Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Rugăciunea trebuie să fie prima și apoi Domnul îți spune, pune o strajă. Du-te și lucrează. Fă asta. Și ei au fost vigilenți. Al doilea tip de opoziție a venit prin descurajare. Prin descurajare. Au început să obosească și s-au lovit de acest spirit de înfrângere. Oare o să reușim? Oare n-au dreptate dușmanii noștri? Ce facem noi aici? Nu este prea mare lucrarea asta pentru noi? Dacă poate cineva să citească versetul 10 și 11. Și Iuda a zis, puterile celor care duc poverile stăpesc și rămăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și dușmanii noștri au zis, nu vom ști, nici nu vor vedea, până nu vom veni în mijlocul lor și îi vom ucide. Și vom face să începeze lucrarea. Lucrarea Domnului este mai mare decât puterile noastre. Amin? Și avem puțină râvnă la început, avem puțin avânt și lucrurile merg bine, dar cât mai este, dar cât mai este, dar cât mai este și începem să obosim și începem să descurajăm și dușmanii ne sperie și râd de noi din afară și începem să ne simțim copleșiți. Pentru că acesta este adevărul, lucrarea Domnului este mai mare decât puterile noastre. Amin? Este mai mult decât putem noi face, de aceea se numește lucrarea Domnului. Lucrul acesta se știe de la început. Și de multe ori ne simțim copleșiți. Și de aceasta ne și rugăm. De aceasta avem nevoie de rugăciune. Și dacă poate cineva să citească versetul 12. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au știutat despre toate lucrurile pe unde veneau la noi. Acești dușmani, acești samariteni, acești străini, tot plănuiau, tot complotau. Unde să mergem? Unde să le stricăm zidul? Dar ceilalți iudei care locuiau pe acolo, prin satele alea, Dumnezeu le-a pus pe inimă să meargă la Nemia și la lucrătorii care erau cu el și să le spună, să îi înștiințeze. Și de fiecare dată când aceștia complotau și făceau un plan ca să le strice zidul, Dumnezeu trimitea niște iudei care auziseră
să le spună. La fel cum s-a întâmplat cu Elisei și cu sirieni. Da? Când Dumnezeu le dădea pe față tot timpul planurile care le aveau. Până la urmă regele a zis, oare cine este trădător? Cine tot se duce să le spună? Acest spirit de descurajare, de înfrângere și aceste amenințări din nou au fost confruntate cu credință și cu muncă îndelungată. Lucrarea Domnului nu este o alergare de viteză, de un an. Toți credincioșii sunt bucuroși după ce sunt mântuiți, ca și Petru, promit marea apăsarea, Doamne, ce vom face noi, ce... Primul an merge bine. Dar lucrarea Domnului este un maraton, este o cursă lungă. Trebuie să înduri, trebuie să alergi cu răbdare în alergarea care stă înainte și trebuie să ajungi la capăt. Să terminăm cu bucurie cursa. Nu e vorba aici dacă vom ajunge în cer sau nu, dar este vorba cum terminăm cursa. Cum terminăm lucrarea. Da. Trebuie să te gândești ca la un maraton. Haideți să citim versetul 17 și 18, dacă poate cineva. Ziceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau și cu cealaltă țineau arma. Și fiecare din ei când lucra își făcea stătea în cință la mijloc și cel ce suna din trompetă stătea lângă mine. Se încredeau în Domnul și continuau să muncească, dar erau atenți și au încins armele, cu o mână lucrau și cu una erau gata să se apere dacă era nevoie. Erau vigilenți. Versetul 21, dacă poate cineva să citească. Așa făceam lucrarea. Lucrarea Domnului nu este ușoară. Păi sigur că frații ăia pot să facă, că e ușor pentru ei. Nu este ușor pentru nimeni. Așa făceam lucrarea. În condiții de stres, trebuie să fii vigilent, dușmanii sunt peste tine, lucrurile merg greu, dar ne încredințăm în mâna Domnului, ne rugăm și lucrăm. Ne rugăm și lucrăm. Așa făceam lucrarea. Versetul 23 spune, nici eu, nici frații mei, zice Nemia, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea, nu ne-am dezbrăcat de haine, fiecare se ducea cu armele lui la apă. Așa am stat, până când s-a terminat lucrarea. Nu mai conta altceva. Erau dedicați și făceau sacrificii pentru această cauză a Domnului. Apoi vine un alt tip de egoism, de opoziție, prin egoism. Și dacă primele două opoziții am putea să le categorisim că ar fi din afară, de la dușmanilor, de data aceasta, egoismul vine din interior, chiar dintre fraților, dintre iudei. Și așa lucrează diavolul. Mai întâi te atacă din afară, de la dușmanii credinței, și dacă nu reușește să te descurajeze și să te oprească sau să te dea înapoi, da, prin vecinii tăi, prin neamurile nepocăite, prin alții din afară, prin autoritățile statului, dacă nu reușește să te spere prin aceștia, după aia încearcă să te dezamăgească printr-un frate care este egoist sau nu știu ce face și nu știu ce îți spune și atunci zice, păi dacă și ăștia tot așa fac și diavolul reușește să te oprească prin această opoziție din interior. Așa s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, când apostolii au fost atacați, au fost puși în închisoare, nu i-au oprit nimic. Și după aceea, în capitolul 6, a început să vină discordia, certurile și invidia din interior. De ce? Ce s-a întâmplat acolo? Știe cineva ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, capitolul 6? S-au certat pe ajutoare. Care primește mai mult sau mai puțin. Da? Și unii erau supărați că văduvele lor primesc mai puțin și altele primesc mai mult și a început să fie invidie și certuri din interior. Și diavolul a încercat să-i desfine așa. Tot așa și aici, opoziție prin egoism din interior de data aceasta. Dacă poate cineva să citească versetul 1 capitolul 5. Capitolul 5, versetul 1. Din partea oamenilor din popor și din partea soțiilor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Mari plângeri că sunt asupriți. Ce se întâmpla? În
versetul 7 spune, Nemia, după ce i-a ascultat, atunci am hotărât să mustru pe cei mai mari și pe conducători și le-am zis, ce? Voi împrumutați cu dobândă pe frații voștri? Și am strâns o mare mulțime împotriva lor și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei, care au fost vânduți națiunilor și voi să-i vindeți chiar pe frații voștri ca apoi să ne fie vânduți nouă? Atunci ei au tăcut, neavând ce să spun. Ce se întâmpla în aceste condiții grele de trai? Unii se descurcau mai bine și atunci alți iudei care nu se descurcau așa bine, își vindeau pământurile, își vindeau cășile, își vindeau totul și la urmă se vindeau pe ei înșiși, vecinilor lor iudei, sau, mă rog, luau bani cu împrumut de la ei și aceștia le puneau dobândă. Lucru care era clar interzis în legea lui Moise pentru ei, pentru fraților iudei. Și până la urmă aceștia ajungeau să-i vândă pe fraților iudei ca și sclavi națiunilor străine. Și Nemia și cei care veneau din Babilon și încercau să rezidiască, plăteau înapoi bani ca să-i răscumpere pe aceștia. Unii îi vindeau și unii îi răscumpărau. Spune-mi, cum îți faceți așa ceva? Dacă voi vreți să ascultați de Domnul. Și cum se face așa ceva? Din cauza iubirii de bani, din cauza lăcomiei, din cauza egoismului. Știți cum zice Zicala, frate, frate, dar brânză-i pe bani. Sigur, acum, nu trebuie să îi dai cuiva pe gratis fără să muncească, dar nu trebuie neapărat să-l jupoi și să iei pielea de pe el ca să te îmbogățești tu. Dacă vezi că este la necazi sau la ananghie. Amin? Asta s-a întâmplat aici la ei. Lăcomia. Egoismul. Și atunci când iudeii aceștia au văzut că vine cineva, un om care cât de cât are frică de Dumnezeu ca și Nemia, că ceilalți iudei de acolo și ei trebuiau să aibă frică de Dumnezeu, dar n-aveau la cine să se plângă. Dar când a venit Nemia și au văzut că Dumnezeu este cu el și că vrea să restaureze închinarea și relația cu Dumnezeu, imediat s-au plâns de lucrurile acestea care se întâmplă printre iudei. Iudei care spun că ei le frică de Dumnezeu și vor să facă voia lui Dumnezeu. Și atunci Nemia imediat a luat atitudine față de această poftă și de această lăcomie. Și ce au făcut în cazul acesta? A spus, dacă vă pare rău și recunoașteți că ați greșit, vreți să vă pocăiți, e bine că vă pare rău, trebuie să dați înapoi. Amin? Pocăința este mai mult decât regrete și păreri de rău. Înseamnă schimbare, înseamnă fapte. Înseamnă să și faci ceva. Nu numai să zici că îți pare rău. Dacă poate cineva să citească versetul 11 și 12, capitolul 5. Vă rugați-ne înapoi chiar astăzi popoarelor dinile, măslinii și oasele, casele și 100 de parte din agentul din drumul din Dumnezeu și din închidere regnului pe care dați sigură la ei ca domnilor. Atunci ei au zis, nu vom da înapoi și nu le vom mai cere nimic. Vom face cum am zis, atunci am chemat pe preoții înaintea cărora i-am spus să jure că vom face după această promisiune. Pocăința înseamnă și fapte, nu numai vorbe. Și ei au făcut această restituire și apoi au revigorat poporul. Și poporul a fost reinvigorat, din nou vedem prin exemplul lui Nemia. El i-a chemat pe acești iudei, a zis, nu-i bine ce faceți voi. Dar când el face o asemenea chemare și o asemenea reformă, sigur că toată lumea se uită la el și zice, dar tu cum faci? Tu cum trăiești? Trăiești din lux? Câți bani vrei tu? Tu îți iei toate drepturile, tu ne zici nouă, dar tu ce faci? Și Nemia, slavă Domnului, a putut să dea din nou exemplul său bun și i-a reînvigorat pe aceștia. Nu numai vorbe, dar și fapte. Dacă poate altcineva, haideți să citim așa pe rând, versetul 15, dacă poate cineva să citească. Eu n-am făcut așa, zice Nemia, din frică de Dumnezeu. Da. Eu n-am cerut
guvernatorii care erau înainte, chiar și slujitorii lor, profitau de pozițiile oficiale pe care le aveau și apăsau poporul și luau chiar mai mult decât li se convenea. Dar zice Nehemia, eu n-am făcut așa. Și prin exemplul lui, i-a încurajat pe aceștia care greșiseră să se pocăiască, căci Dumnezeu face dreptate. Ai cineva dacă poate versetul 16 să citească? Mai mult, zice Nehemia, pe lângă faptul că n-am profitat de drepturile care mi se cuveneau, în loc să-mi cumpăr căști și ocoare cu banii care trebuia să-i primesc, eu am renunțat la asta și am mers la lucru cu poporul, cot la cot cu ei. Acesta este un mare exemplu. El era guvernator, el a avut mare trecere, avea mare autoritate din partea regelui Artaxerxes, dar n-a crezut că asta înseamnă să nu lucreze împreună cu poporul. A lucrat cot la cot cu ei. Acesta este un mare semn între oamenii lui Dumnezeu. Unii știu numai să vorbească, dar nu dau niciun exemplu. Dar alții lucrează cot la cot cu poporul lui Dumnezeu. Și acesta este un exemplu care învigorează pe alții. Versetul 17, mai mult, Nehemia dă exemplu de generozitate și spune el, la masa mea erau 150 de oameni, iudei și conducători afară de cei ce veneau la noi din popoarele care erau în jurul nostru. Generozitate. Știți ce spunem de multe ori noi când vedem așa ceva? Zicem, păi sigur că dacă Nehemia își permitea, era bogat. Vreau să vă spun că de multe ori greșim când facem asemenea judecăți. De multe ori greșim. Nehemia a fost un slujitor al lui Artaxerxes. Nu era bogat. A venit cu scrisori de la rege, sigur a avut o poziție, dar Nehemia nu avea fonduri nelimitate de unde dădea din surplus. Nehemia dădea prin credință. Nehemia era generos. Și pentru că era generos, Dumnezeu îi asigura. El făcea lucrurile acestea prin credință. Noi de multe ori credem că cei care fac așa, și într-adevăr sunt unii care fac din surplus, așa cum a zis Domnul Iisus despre bogații care dădeau la templu să se laude. Dar Nehemia nu avea surplus. Cum zice el, nu își lua nici măcar leapa care o merita. Nu își punea lucruri deoparte. Atunci de unde făcea lucrurile astea? Prin credință. Era generos. Și Domnul îi asigura. Dar dacă nu avem credință, noi vrem mai întâi să avem hambarele pline, să avem pus deoparte pentru noi și familia noastră, pentru pensie, pentru vreo 20 de ani, pentru vreo 50 de ani pentru copii și după aia ne gândim, poate aș putea și eu să fac un gest de generozitate. Asta înseamnă lipsă de credință. Nehemia făcea asta prin credință. Și când vedem lucrurile acestea, trebuie să fim uimiți de ceea ce poate să facă Dumnezeu atunci când avem credință. Și gloria este a lui Dumnezeu. Nehemia nu spune nicio clipă că El este cineva. El spune, iată ce face mâna lui Dumnezeu. Mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Și asta face Dumnezeu. Dacă avem credință. Și generozitate. Este așa de urât să vezi oamenii lui Dumnezeu care sunt zgârciți. Sunt zgârciți uneori și cu ei înșiși. Dumnezeu are lucruri mai bune, dar ei sunt zgârciți. Vor să vadă banii acolo la saltea, vor să-i vadă pentru zile negre. Nu-i mai folosește nimeni, dar ei să-i vadă acolo. Domnul vrea să ne dea lucruri bune și Domnul vrea să ne învețe să fim generoși. Banii nu sunt făcuți ca să stea la saltea, banii sunt făcuți să circule, dar să circule în lucrarea Domnului, așa cum Domnul vrea. El ne dă și noi trebuie să vedem ce vrea El să facem cu ei. Noi suntem doar administrate. Amin? În cazul lui Nehemia vrea să aibă sute de oameni la masă în fiecare zi. Da. Slavă Domnului! El era generos. Și apoi ultimul tip de opoziție care vedem aici în capitolul 6 prin viclenie. Este din nou un atac din exterior, după ce diavolul n-a reușit nici măcar din interior să-i facă să se certe prin acești iudei egoiști care își vindeau fraților ca și rob, le dădeau cu împrumut cu dobândă până când aceștia nu mai puteau să plătească și apoi îi vindeau ca și rob. Nehemia a făcut reformă, i-a chemat la pocăință, ei s-au pocăit, i-au dat înapoi,
și n-a putut diavolul să aibă câștig de cauză. Și acum vine din nou un atac din exterior, dar de data aceasta nu pe față, ci cu vicleșug. Și este această chemare a lui Nemia ca să oprească lucrul, să-l distragă din ceea ce avea de făcut. Această opoziție prin viclenie. Dacă poate cineva să citească versetul 2 din capitolul 6. Au încercat să-l distragă pe Nemia de la lucru, l-au chemat, dar cu vicleșug. S-au gândit ca să-i facă rău și dacă reușeau să-l lovească pe Nemia, probabil că toți ceilalți s-ar fi oprit din lucru și n-ar mai fi avut acest lider ca să-i încurajeze. Sunt multe lucruri prin care diavolul ne distrage atenția atunci când noi facem lucrarea Domnului. Și lucrul rămâne neterminat. Putem să ne gândim și noi astăzi. Diavolul are multe metode. Poate dăm drumul la televizor. Poate vine vecinul să ne întrebe nu știu ce. Poate vine cineva, e timpul de biserică, dar primim o vizită. Da. Poate e timpul să citim în Biblie, dar nu știu cine sună la telefon. Sau trăsnește afară și ne dărâmă nu știu ce la solar, sau nu știu ce se întâmplă. Sunt multe lucruri prin care diavolul vrea să ne distragă, să ne facă să ne oprim puțin din lucrul pe care ne-l dă Domnul. Și aceasta era metoda folosită aici la Nemia. Numai vină puțin, ia o pauză, ai lucrat destul, hai să-ți spunem ceva. Apoi trebuie să fim amabili cu vecinii, nu? Nu contează că nu mergem la biserică, dar bem o cafea cu vecinii, mai vorbim de vreme sau nu știu ce, trebuie să fim, să ne purtăm frumos. Însă Nemia a zis, nu, 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 păi se supără pe tine, lasă să se supere. E mai important dacă nu se supără Domnul pe mine. Amin? Care este lucrarea Domnului pe care ți-a dat-o ție de făcut? Ai grijă că diavolul va trimite constant diferite lucruri să te oprească puțin. Nu zice să nu mai faci deloc, dar puțin, să-ți distragă atenția. Și lucrul încetează. Și lucrul încetează. Și Nemia a zis, nu. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor în versetul 3. Cât timp aș lăsa o să vin la voi, lucrul ar înceta. Nu o să fac asta pentru nimic în lume. Poate să se supere oricine, poate să se piardă orice, poate să se distrugă orice, nu contează ce se întâmplă, tună, fulgeră, am o mare lucrare de făcut. Cât de mare este pentru tine lucrarea Domnului? Cât de mare este lucrarea Domnului? Cât de importantă este? Pentru ce ești gata să o întrerupi? Să pui puține pauză. Pentru ce? Sau pentru cine? Cine te poate distrage de la lucrarea Domnului? Sau ce te poate distrage? Spune Nemia, de 4 ori le-au trimis aceiași invitații. Și tot de 4 ori le-am spus și eu, nu. Vedeți, diavolul nu se supără. Dacă refuzi odată. Mai încearcă odată și mai încearcă odată și mai încearcă odată. Dar Nemia a fost încăpățânat și a zis, nu, nu, nu. Și lucrul nu a încetat deloc. Și astfel, vedem la sfârșitul capitolului 6, că lucrarea s-a terminat, s-a isprăvit. Lucru care era imposibil, părea imposibil la început. Dușmanii lor, când i-au văzut ce vor să facă, au început să râdă de ei. Ce credeți dacă fac? Cum să zidească ei dita mai zidul? Era dita mai zidul acolo. Cum vor face ei așa ceva? Nu se gândesc că numai o vulpă dacă se urcă pe el și va cădea ce fac ei. Și toți ei ironizau. Spune aici că ridicarea templului, dacă vă amintiți, când a venit Zorobabel și a construit templul, a durat 80 de ani. Și în repetate rânduri, lucrul s-a oprit și a încetat. Și știți ce se întâmplă când încetează lucrul? Zici, numai pentru 5 minute să pun deoparte. Și în alea 5 minute vine altceva și îți distrage atenția și vine altceva și te trezești că au trecut 2 zile și tu n-ai mai făcut ce trebuia să faci pentru Domnul. 80 de ani ne-a trebuit la zidirea templului. Nu pentru că a durat lucrarea mult, ci pauzele au fost mult. Lucrul a încetat de multe ori. Vedeți ce spune aici? În cât timp au construit zidul?
52 de zile. Chiar și pentru construcțiile de astăzi pare imposibil așa ceva. Dacă vă amintiți acea poză cu zidul și cu cele 10 porți, numai una dintre porți spune că n-a fost stricată, arsă. Restul toate au trebuit puse la loc. Au fost arse, trebuiau făcute zidul. Tot, era foarte larg. 52 de zile. În țara noastră nici măcar autorizația de construcție nu trebuie în 52 de zile. Sigur că lor le-a dat Domnul autorizație mai repede, da? Dar pare imposibil așa ceva. Și totuși s-a făcut. S-a făcut. Chiar ei au zis, nu putem, e prea mult. Nu vom reuși. Dacă poate cineva să citească versetul 16, în capitolul 6. Pardon, scuze, Nadia, versetul 15 prima dată. Versetul 15 citește. Zidul a fost terminat în a 25-a zi a lunii, elul, și 52 de zile. În 52 de zile, asta vreau să citim, a fost terminat în 52 de zile. Pare incredibil. Însă lucrul nu a încetat deloc. Nemia nu s-a lăsat distras, niciun atac din partea celor rău, nici din afară, nici din interior, n-a avut câștig și ei au lucrat. Am o lucrare mare de făcut, a zis el. Și nu pot să fac nimic altceva. Nu contează cine sună, nu contează cine mă cheamă, nu contează cine vrea să vorbească cu mine, nu contează. Chiar dacă nu mai mă dezbrac de haine, chiar dacă nu mă mai culc, cu o mână lucrăm, cu o mână ținem arma, ne rugăm. Și 52 de zile lucrarea a fost terminată. Și versetul 16 spune, când au auzit toți dușmanii noștri, toate popoarele din prejurul nostru s-au temut și și-au pierdut încrederea în ei și au recunoscut că lucrarea se făcuse de la Dumnezeul nostru. Să fie numele Dumnezeu. Lucrarea pe care ne-o dă Domnul de făcut este mai mare decât puterile noastre. Tocmai de aceea avem nevoie să lăsăm pe El să lucreze prin noi. Și să fim vigilenți și să ne rugăm și să sacrificăm și să nu ne lăsăm opriți de nimic și de nimeni. Și Dumnezeu va termina lucrarea. Și când Dumnezeu va termina lucrarea, toți vor ști și vor recunoaște că lucrarea s-a făcut de la Domnul. E imposibil să o fi făcut noi. E prea mare pentru noi. De aceea trebuie făcută prin credință. Lucrarea se făcuse de la Dumnezeu. La astfel de lucrare ne cheamă Domnul și pe noi. Și întotdeauna aceasta va fi prea mare pentru noi, dar El vrea să facă prin noi. Și gloria va fi a Lui. Toți vor recunoaște că lucrarea s-a făcut de la El. Însă binecuvântarea va fi a noastră. Vă dați seama ce împliniți, ce binecuvântați, ce bucuroși au fost acești oameni care au participat la această lucrare când au văzut că s-a terminat lucrarea în ciuda tuturor obstacolelor în 52 de zile. Noul Testament, în Cartea Galateni, spune nu obosiți în lucrul Domnului. Nu obosiți în facerea ceea ce vă cheamă Domnul să faceți, în ceea ce este bine. Căci la vremea potrivită veți și secera. Dacă nu cădeți de oboseală. Dacă nu încetați lucruri și faceți multe pauze, că nu știu cine sună la telefon sau la ușă sau trebuie să dăm lumina la televizor sau altceva. La vremea potrivită vom și secera. Dacă nu cădem de oboseală. Dacă nu renunțăm prea devreme. De multe ori renunțăm prea devreme. Pentru că lucrarea este prea grea. Și zicem noi,